Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Polițiștii dintr-o anumită parte a țării au făcut o listă cu cele mai caragioase întâmplări, explicații, justificări ale unor persoane matrafoxate, implicate în diverse belele rutiere, și sunt, e o listă interminabilă. Deci avem cazuri de șoferi piliți care au zis că ei sunt bolnăviori și beau bitter terapeutic. Dar nu știam care alcool în el, bitterul, domn șef. Serios? Mai există bitter de la terapeutic? Erau niște reclame prin bitterul anii 90. Bitterul suedez, care trăia ăla, suedezul. Este medie. Ale un bitter obișnuit, nu ce e ăla. Uita, e suedez. Obișnuit suedez. Nu, serios, adică e ca orice alt bitter pe care le-ai de la cârciumă, nu de la bar sau are ceva special. Dar nu există bitter fără alcool. Așa, bun. Deci asta, odată. Alții au insistat că de s-a înverzit fiola, cum ar veni, știi? Acum da, nu mai e cum verzitul fiolei. Dar că e de la salată. Salată, am mâncat o salată de urzici, șeful o salată de alte plante, probabil de la oțet. Da, da, da. Sau de la clorofilă, dacă e convertit. Alte cazuri par din filme cu Stan și Bran. Deci, de exemplu, la începutul anului, în Piatra Neamț, un șofer pilit, cu chef, de fapt, a bușit 5 mașini. După care a sunat la 112, a anunțat că cineva i-a lovit autoturismul aflat în parcare și s-a dus la culcare. 5 au lovit autoturismul. Domnule, șeful, 5 mașini parcate m-au lovit. Da, când a coborât din mașină, mașina, în mod evident, era parcată când a coborât din ea. S-a oprit, s-a uitat la ea, era boțită pe toate părțile, frate, cineva mi-a lovit mașina când era unde și mi-am dat seama. Și a doua zi s-a dus ca o floricică la secție să raporteze pagubele, unde i-au pus fiola. Ei au găsit urmele petrecerii, aveau mahmureală și amnezie din seara precedentă. Un alt caz tragicomic, tot în ianuarie, un echipaj radar din Neamț a măsurat cu 61 de km pe oră o mașină pe un sector de 50. Deci nu mare lucru, dar șoferul a văzut mașina de poliție. Când a trecut pe lângă ea, a văzut și a dat seama că l-au luat și atunci a tras pe dreapta mai încolo, s-a mutat repede pe bancheta din spate. Așa și? Și când s-au apropiat polițiștii, i-a salutat. Le-a zis că el e pasager. Șoferul a plecat. Era, evident, i-a pus pe tilotestul, era pulbere. Păi unde e șoferul? Nu știu, domnule. A plecat. A fugit. Eu stau aici, eu sunt pasagerul. Pe dreapta. În mai anul trecut, polițiștii unei secții rurale din Săvinești au fost chemați de urgență în ajutor de un șofer care reclama că este urmărit și șicanat în trafic undeva pe un drum județean între Piatra Neam și Bacău, și polițiștii s-au dus valvârtești să-l salveze. Au interacționat cu victima, au început să intre la bănuieli când acesta le-a descris șicanatorul, presupun. Dom'le, era, zbura pe sus și avea un... Era un dragon albastru cu buline verzi și roșii, era ceva îngrozitor, m-a șicanat în trafic. Evident, l-au testat antidrog, omul era tripat de-a binelea, așa că șicanatorul era probabil ce inventase el. Dar, apropo de asta, am un amic care e polițist la rutieră, pe autostradă, pe A2. Și mi-a povestit, are și el o grămadă de povești de genul ăsta, este super funny, dar mi-a povestit la un dat că au fost sunați, li s-a raportat că este un accident undeva pe autostradă. Nimic grav, o mașină care avea o problemă și era oprită pe banda de urgență, lovită. Și s-au dus, evident, acolo să vadă despre ce este vorba. Și au oprit, au găsit mașina. Așa. Și șoferul respectiv, care era ușor pilit, el ce s-a gândit? În mijlocul a nimic, pe autostrada A2, în mijlocul câmpului. Stătea ascuns undeva după mașină. Poate zici, nu-l vede. Apropiat, da, că nu-l vede. Înțelegi? Deci ăștia au găsit o mașină, cum ar veni, o mașină abandonată. Unde e șoferul? Șoferul stătea pitit după roata din dreapta, spate, pe bine. Zice, sigur nu mă văd. Fabulos. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.